A fost odată ca niciodată o femeie care avea 3 feciori. Femeia se numea Caterina, dar în cercurile restrânse porecla ei era Căprița. Această poreclă i-a primit-o în adolescență când a început să frecventeze clubul dealerului Gică Lupu, subcomisar la secția 666 de poliție din Afumați. Subcomisarul era obsedat de telefoane, de obicei îl trezea câte un telefon dis de dimineață. Alo, da. Alo, Gică, eu sunt. Ce vrei mâncați, și familie? Nimic, am vrut să verific dacă mai trăiești după beția de aseară. De-te dracu de bulangiu, lasă-mă să dorm. Apoi, la amiază, îl trezea alt telefon. Alo, cine? Domn subcomisar, sunt Paranghelescu de la Antidrog. Cât să vă pun deoparte din captura de azi? Lasă că n-am terminat captura de ieri. Bine, să trăiți. Valea. Dar să ne întoarcem la Căprița noastră. La școală, Caterina a auzit de nenumărate ori vorbele blânde ale profesoarei. Copii, nu uitați! Orașul e un cuibar infect și periculos. Gangurile mișune de bandiți, violatori și cocalari. Dar cei mai periculoși sunt narcomanii și mai cu seamă dealerii. Să nu acceptați nicio injecție ocazională, chiar dacă este în rate, la reducere sau second hand. Aveți mare grijă, copii, că dacă nu vă sparge gura poliția ca la niște drogați, vă fac eu varză cu mâna mea dacă vă prind cu seringa în buzunar. Ia goliți cu toții buzunarele aici pe masa mea. Caterina însă nu era o școloriță exemplară, deoarece încă din clasa a treia lua de dimineață câte 20 de diazepamuri pentru a scăpa de stresul orelor, urmând exemplul mamei sale, care combina diazepamul cu litiu și fenobarbital înainte de a se spăla pe dinți. Uneori, mama umflată cu neuroleptice se trezea dimineața și mai povestea cu fica ei. Unde te pornești, Catiușa? La școală, mami! Dar ce, îi luni deja? Nu, mama, e joi! Bun, draga mami, du-te la școală, învață, studiază. Poate ție ți-a merge mai mult decât mie în viață, dar nu cred. Hai să-ți dea mămica niște pastile să-ți fie mai ușor, draga mami. Așa, fetițo, bravo. Uf, viața e grea, Catiușa. Nu uita, te așteaptă numai greutăți și dezamăgiri. Trebuie să fii pregătită. La 14 ani, drumul Caterinei s-a intersectat cu drumul subcomisarului Lupu, în scara blocului, după miezul nopții. Ce faci aici, fetițo, la ora asta târzie? Nu-i timpul să dormi? Da, mama nu-mi deschide ușa de 5 zile și de acum miroase a hoit. Clar, dar tata unde e? Eu n-am tată. Minunat, super. Vrei să am grijă de tine? Să-ți fiu și tată și mamă și frate? Vreau. Astfel, Caterina a fost dracolată de Gică Lupu, care a salvat-o de la diazepam și a învățat-o cu șircă, vint și opiu. Șircă, heroină siberiană. Vint, un amestec de efedrină, fosfor alb, roșu și permanganat de potasiu, generează incoerență, delir și diaree de 3 zile și 3 nopți. Timp de 5 ani, Caterina a fost clava dealerului său, până când acesta a fost descoperit și a nimerit la pârnaie pe 5 ani. Obișnuită cu abuzurile sexuale din partea dealerului, Caterina nici n-a observat că a rămas însărcinată. Și după 9 luni de neștire și amorțeală, a născut 3 băieței în sevraj, pe care i-a putut liniști doar cu laptele ei, cu conținut ridicat de morfină și opiu. Odraslele nu puteau dormi fără cel puțin 3 biluțe înainte de somn și încă 3 înainte de trezire, pe stomacul gol. Caterina mai făcea trotuarul pe aici colo, adunând 2 biluțe, 2 la copii. De obicei, Caterina a plecat dimineața și atenționa pe copii să nu deschidă ușa la nimeni. Ea le spunea așa: dragii mami, eu mă duc să caut niscaiva marfă, dar voi să nu deschideți ușa la nimeni. Eu când o să vin, o să bat de 40 de ori în ușă ca să vă dezmeticiți din semisevraj, iar apoi o să vă cânt codul de recunoaștere, care este următorul: 3 băieți, vârzuleți, mamei ușa, descuieți, că mama vă aduce hașișel în portofel, iarbă verde în șosete, morfinaș în butoiaș, LSD-ul că nu-i prea greu. Hai, deschideți odată, drogații dracu, că vă sparg. Cam așa suna parola Caterinei, dar atunci când resursele s-au terminat și Cate a obosit să mai facă trotuarul, femeia s-a dumirit că ar putea vinde bunurile dealerului, adică vilanul cu 4 etaje, cabana de la Bâlea, merțanul preparat Brabus, toate trecute pe numele ei ca să nu fie confiscate de autorități. Totuși, înainte de a intra la pârnaie, Gică Lupu a avertizat-o pe Caterina. Ascultă la mine, Catiușa. Dacă te atingi de bunurile noastre, dacă dispare ceva din casă sau din garaj, te dezmembrezi, iubita mea. Te dau la tocat, te fac mici și dau petrecere cu băieții. Drogurile, grijile și necazurile i-au șters memoria Catrinei și primul lucru pe care l-a făcut muierea a vândut cabana cu tot cu cele 2 mașini din garaj. Banii au ajutat-o să se pună pe picioare și să-și deschidă propria clinică de dezintoxicare, unde și-a salvat feciorii. După 5 ani, băieții nu mai foloseau dram de drog. Erau cuminței, autiști și wunderkinds de la mers vestea hăt departe. Dar ceasul cel rău a bătut pe neprins de veste. Lupu a ieșit de la pârnaie. Informatorul lui, Lică Râmă, l-a anunțat despre parola pe care o folosea Caterina când venea acasă. Caterina era plecată de 2 zile la orgia de naștere a senatorului Doagă, la Poiana Buzău, iar Lupu, tiptil, a bătut de 40 de ori la ușa casei. 3 băieți, vă
ursuleți, mami, ușa descuieți, că mama vă aduce vă iarbă verde în șosete, hașișel în portofel, morfinaș în butoiaș, LSD-ul că nu-i prea greu. Hai, deschideți odată că vă sparg. În primul moment, din casă nu s-a auzit nimic, dar apoi... În prag stătea unul dintre iezi, ras de blană și tatuat pe tot corpul ca un membru Yakuza. Iedul fuma un joint, a dat drumul la cincinele de fum și a spus: "Beh, ce vrei, tataie? Hai zi repede că am niște plante la fier și se arde. De ce-i mis pe mama, mă? Vezi, te sparg?" Gigalupul nu s-a lăsat intimidat. A scos din buzunar un Mauser cu amortizor și l-a îndreptat spre capul iedului. Apoi a urlat: "Unde-i mata, bă? Hai mișcă că-ți fac două găuri în cap." Iedul a făcut câțiva pași în spate, părea speriat, dar a făcut o mișcare bruscă și a scos de undeva ca din senin o sabie ninja. Însă nu a apucat să facă următoarea mișcare. Gigalup a dat buzna în casă, răsturnând în calea lui mese, scaune, dulapuri, a cotrobăit prin toată casa în căutarea Caterinei, dar n-a dat de ea. Ceilalți doi băieți s-au tupilat pe undeva pe sub pături, dar lupul i-a găsit în cele din urmă. Aici erați, mâncăvași. Această tragedie, evident, nu a trecut neobservată de Caterina și biata femeie, după cum era de așteptat, a hotărât să se răzbune. După ce s-a întors și a găsit odrastrele fără suflare, a căutat cu atenție prin agenda telefonului mobil și a cules un număr. Alo, da? Ei, la Ursache! Valeleu, valeleu, ce mă fac, ce mă fac? Ce-ai, puțin, Caterinca, de ce plângi? De cine vorbești, Caterina? Nu cumva de Gică? Da, Ursache, da! De Gică! Putrezească-i mațele în iad, că mi-au otrăvit sufletul, nu alta! Păi, și ce vrei să-i fac acum? Să-l omor? Da, Ursache, eu m-am mărit cu tine dacă-l omori, că doar mi-ai făcut curte 10 ani și acum îmi pare rău că te-am neglijat. Eu sunt convinsă că ești mai macho ca Banderas, de 10 ori! Hei, Catiusa, acum te găsești tu să-mi faci complimente. Nu pot să-l omor pe lup, că am niște afaceri cu el. Dar dacă vrei, pot găsi pe baba aia, mătușa Vulpescu, care scoală și trezește morții și scoate gloanțele din inimă la preț de nimic. E pui și tu, babe, o canistră de coliac și ți trezește pe Buradei cât ai bată din palme. Știu, Ursache, știu, las că rezolv eu cu baba. Dar lupul trebuie să plătească. Găsește-l și spune-i să vină măcar la mormântare, dobitocul. Să-l cinstesc și eu cu un pahar de otravă din aia pentru elefanți. Sau văd eu, îl distrug cumva pe nenorocit. După asta nu-i greu de ghicit ce s-a întâmplat. Vom sări peste falsa mormântare unde Gigalupul a avut tupeul să vină, ca apoi să se nece accidental cu o măslină, scutind-o pe capră de efort, iar vrăjitoarea Vulpescu n-a întârziat să vină nici ea, aducând ustensilele de înviat și patentul de scos gloanțe. După ce baba s-a plecat deasupra celor trei cadavre și le-a scos gloanțele, asistată de chirurgul Grigore Bufniță, a început ritualul de resurrecție. Hai, treziți-vă, bă! Băieții au sărit în picioare ca arși. Mami, mami, am fost la poarta raiului, am văzut îngeri. Be, și eu am văzut tunelul cu luminiță în capăt. Be, apoi poarta iadului. Acolo dracii sunt foarte necăjiți. Au de lucru mult, cară păcătoși la cazanele cu smoală. Be, da, eu am fost în comă, bă, nu ți-mi minte decât că a venit un bărbos la mine și mi-a spus: "Vezi, tati, dacă n-ai fost ateu, acum te reîncarnez eu în leu dacă vrei." Bucuria Caterinei a fost nemărginită. Bineînțeles, mare sărbătoare, multă șampanie, mici, murături, apoi vin, sarmale, coniac, mămăligă și vodcă, pahare sparte, lăutari și tot așa, tra-la-la, bla-bla-bla, și-am încălecat croșa și v-am spus povestea așa.